Salutare, dragi prieteni! Raincoz aici pentru voi, cu un unboxing special, chiar astăzi de Crăciun, 25 decembrie 2016. A venit moșul și la mine și a lăsat sub brad acest fabulos pachet cu Overwatch Collector's Edition pentru PC și... Opa! Așa arată. Aceasta este cutia. Un ambalaj foarte, foarte, foarte șmecher. Toate unboxing-urile la produsele Blizzard, jocurile de la ei, mai ales Collector's Edition, totdeauna a arătat bestial. Aici este portocaliu, sau mă rog, oranj, și la fel și aici, și logo-ul Overwatch. Ce primim cu acest pachet? Chiar aici putem să vedem noi. The future is now. Are you with us? Super șmecher. Avem soundtrack-ul, câteva skin-uri pentru diferite personaje în joc, statueta cu soldatul 76, artbook-ul, evident, îl avem și pe acela, plus câteva vederi, foarte, foarte mișto, și un steelbook pentru joc, ceva special. Evident. Bun. Haideți să vedem cum îl deschidem. Da, avem acest cartonaș. Opa. Și ar trebui să se desfac chiar așa. Uite așa. Overwatch. Da, o cutie goală. Bun, și pachetul cu soldatul 76, statueta, s-o scoatem ușor afară. A, are cutia ei separat, da, și ne arată aici cum să-l lipim de stand, propriul lui stand. A, așa arată Blizzard Collectibles. Soldatul 76. Da, haideți să-l scoatem afară din cutia lui și să-l asamblăm. Foarte, foarte bine ambalat. Și destul de greu, aș putea spune. Să vedem. Vedeți, dacă vedeți, este lipit cu scotch această... imediat. Să vedem cum merge. Da, este lipit complet cu scotch. S-au asigurat cei de la Blizzard că tapeta va ajunge întreagă. Să vedem cât de întreagă e. Scoci foarte, foarte bun. Și am reușit. Felicitări mie. Acesta este soldatul. Am balat frumos. Haideți să-l scoatem afară. Excepțional. Da, deci au făcut o treabă foarte bună cu ambalajul. Să scoatem afară și standul. Oh, acum știu ce era așa greu. Da, avem un stand solid. Overwatch Collector's Statue Soldier 76. Foarte tare.
Da. Și presupun că vine fix, nu, vine invers. Opa. Ceva e, nu e la locul lui. Mă bate. Da. Să pun la o parte cutia. Ah, ne spune să îl rămânește spus, îl crăcănăm puțin. Să tragem puțin de picioarele lui. Da. Haide, mă. Gata. Gata. Bun. Așa arată soldatul 76. Foarte, foarte tare. Blizzard, mai vrem Collector's Edition statuete de genul. Da, și pentru celelalte jocuri, un Jim Raynor sau un Kerrigan pentru următoarele StarCraft. Așa, bun. Aici, în partea asta de cutie, avem următoarele, după cum urmează. Foarte frumos. Acesta este artbook-ul. Da, să vedem cum îl scoatem afară. Băi, te-ai lipit repede la loc. Bun, acesta este artbook-ul. Prins frumos în această cutiuță. Da, jocul cu carcasa din metal. Cum spuneam, vederile cu diferitele planșe. Uita imediat la ele. Și soundtrack-ul Overwatch Collector's Edition soundtrack. Bun, și cam atât. Găsim un pachet, haideți să îl punem deoparte aici. Bun. Suim statueta aici, se vadă frumos. Și să începem cu soundtrack-ul. Hai să scoatem afară din pachet, să vedem cum arată. Soundtrack-ul. Ia să vedem, avem ceva aici. De obicei Blizzard mai pune ceva, da. Am ghicit. Mai avem aici. Oh, Widow. Da. Foarte, foarte drăguț. Să pun la loc. Haide să vă arăt vederile. Foarte bine gândit, să zic așa, treaba cu vederile, original. Bun. Avem Dorado. Sunt destul de grosuțe, cartonate, un carton foarte calitativ. Da. Hanamura. Hollywood. Da, putem să le facem cadou mai departe. Ilios, Kings Row, China, Mumbani, Route 66. Wow, mi-aduce aminte de Disney. Nepal. Temple of Anubis, Volskaya și, da, super, câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. Wow, 12 vederi. Din Overwatch. Da, să le punem aici. Jocul. Hai să-l scoatem afară din cutia sa de metal. Foarte, foarte tare. Așa. Wow, chiar arată super premium. Happy Christmas, Reincozo. Da, aici este codul meu și DVD-ul cu Overwatch și ce mai primim noi pe aici. Da, avem câteva chestii șmechere, o să vă arăt imediat. Overwatch, avem un skin pentru maschez eu aici codul. Da. Așa, câteva carduri pentru Hearthstone, World of Warcraft și Heroes of the Storm, Jaina, Free Hero, Jaina, foarte tare. Da. Bun. Și artbook-ul. Băi, foarte șmecher, l-au pus în această cutie de plastic. Logo-ul Overwatch. Foarte tare. Este un carton mai subțire, văd eu aici. Logo-ul Overwatch. Visual Source Book. Așa. Overview. Pam pam. Super tare. Ne prezintă eroi, abilitățile lor. Da. Foarte tare. Un adevărat item pentru colecție. Da, printed in the United States. Foarte șmecher. Da. Până la noi la Romanica a bătut cale lungă. Băi, ce să vă zic, sper că v-a plăcut. Acesta a fost unboxing-ul meu la Overwatch Collector's Edition pentru PC de Crăciun anul ăsta în 2016. Moș Crăciun a fost darnic și a venit și la mine cu Overwatch Collector's Edition. Eu am fost Reincozo, el a fost soldatul. Da. Overwatch. Da. 76. Până data viitoare, toate cele bune, un Crăciun fericit și un an nou cât mai bun!